În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ne aflăm în Duminica 32-a după Rusalii. În această duminică ni se pune în atenție un vameș. Este vorba de convertirea unui ticălos în apostol al Domnului Hristos. Zaheu înseamnă curat, dar noi știm că nu atât numele contează, cât viața. Eram la începutul vieții mele monahale și îngrijeam un bătrân care avea 50 de ani de mănăstire, fusese în mănăstire cu părintele Cleopa, părintele Arsenie Papaciocu, părintele Petroniu Tănase, starețul de la Prodromu, care a plecat la Domnul nu demult. Și m-am lăudat că pe mine m-au botezat Serghie. Și bătrânul, ca să mă desumfle, a zis: lasă, că numele nu contează, viața. Poți să ai nume de Teofil și să-L urești pe Hristos. Poți să-ți pui în nume de Cristian sau Hristos sau Maria și să duci o viață ticăloasă. Iată, iubiților, prejudecata omului și vederea Domnului. Dumnezeu vede cu alți ochi decât vede omul. Dacă omul vrea să vadă cu ochii lui Dumnezeu, ca să aibă mintea lui Dumnezeu, trebuie să se unească cu Hristos. Sunt trei plăgi care fac ravagii în umanitatea de astăzi. Prejudecata, resentimentul și îngrijorarea. Oamenii judecă pripit, pentru că nu judecă prin ochii iubirii. Oamenii țin minte rău și nu iartă pentru că n-au înțeles Evanghelia. N-au înțeles că rostul lor este mai presus de lumea aceasta. Oamenii se îngrijorează pentru că nu au credință, nu au încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Omul percepe lumea prin prisma interiorității sale. Dacă ochiul tău este curat, spune Hristos, vei vedea curat. Dar dacă ochiul tău este întunecat, nu vei vedea limpede. De aceea nu toți vedem la fel. Și vă dau un exemplu din Filocalia 9. Trei oameni stăteau seara târziu la poartă și a trecut pe lângă ei în grabă altă persoană. Primul a gândit așa: merge la furat ticălosul, se duce la furat. Al doilea s-a gândit în mintea lui: ăsta merge, are vreo amantă, are o drăguță pe undeva pe aici, merge la desfrânare. Și al treilea s-a gândit: cred că e vreo slujbă undeva în seara asta, merge undeva la rugăciune, la vreo priveghere. Au văzut același lucru și au gândit prin prisma interiorității sale. De multe ori când ataci pe cel de lângă tine, să te uiți în oglindă, s-ar putea să ai aceeași problemă sau chiar mai gravă. Să-ți ascunzi tocmai ticăloșia ta. E foarte important când citim Scriptura sau o pildă din Scriptură să știm contextul. Vame și cine erau vame și știți cu toții, vă reamintesc. Israel, evrei erau sub ocupație străină romană. Erau călcați pe cap de romani și puși să plătească biruri. Dar nu strângeau romanii birurile, ci au pus pe evrei să strângă birurile. Și unii dintre ei au acceptat. Bineînțeles că lor le-a spus romanii: strângi cam atâta. Nu e vorba de vameșul care stă la vamă și îți controlează actele și dacă vrei să treci ceva în plus, mai bagi în buzunar. Ei strângeau taxe, impozite pentru romani. Dar cum romanii nu-i verificau, ei stabileau, ei își făceau salarul și își pregăteau pensiile, cum se întâmplă și în zilele noastre. Nu-i nimic nou sub soare. Și el era director la ANAF într-un oraș deosebit. Era în Ierihon, nu era în Copșa sau în Blaj, ci era în Cluj-Napoca. Deci era un domn. Și nu era un ticălos ordinar, ci era un ticălos extraordinar. Era tatăl ticăloșilor. Și se îmbogățise peste măsură. Furase cât putuse. Deci ajunsese săracul să se îmbogățească din nedreptate și bineînțeles că vameșii erau disprețuiți. Nimănui nu-i place să-i bagi mâna în buzunar și să-i iei din ce ia lui. Mai ales dacă e evreu.
sau scoțian. Știm cu toții glumele legate de evrei, de scoțieni. Să-i bagi mâna la un evreu în buzunar, să-i iei ceva din al lui, e cumplit. Și era urât de popor mai mult decât toți vameșii la un loc. Și iată, iubiților, nu de mult, Iisus Hristos, cel care l-a făcut pe Adam, a făcut ochii lui Bartimeu. I-a făcut ochii dintr-o dată. Toți au rămas uimiți și mulțimile îl însoțeau pe Hristos prin Erihon. Erihon e o cetate veche, celebră, erau mulți oameni. Și în această mulțime vine și Zaheu, tatăl ticăloșilor. Bineînțeles, așa-l vedeau oamenii. Bă, ticăloșul ăsta ce caută pe aici? El și-a dorit să-l vadă pe Hristos. Dar atât de tare și-a dorit încât n-a mai contat că el îi Dita mai directorul, că el e patronul patronilor, că el e bogătașul bogătașilor, el s-a urcat în copac, a văzut că e mic de statură, a fugit în față, s-a urcat într-un sicomor, nu contează copacul, acum excezeții fac că-i dud, că-i sicomor, nu contează, iubiților. Am înțeles că și astăzi sunt astfel de copaci pe acolo și unii spun chiar e copacul în care s-a urcat Zaheu. Asta mai puțin contează. Ideea că s-a urcat dorind să-l vadă pe Hristos. Iubiților, și-a făcut ceva. Nu, a zis că aș vrea să-l văd, dar dacă vine la mine, dacă poate ar trece Hristos să-mi deschide poarta, să mi se prezinte, să... Nu. El a căutat să-l vadă. Și a făcut acest lucru aparent nevrednic de cinstea lui. Și s-a urcat. Și Dumnezeu l-a văzut. S-a oprit în dreptul cu copacul și Hristos a stat față în față cu Zaheu. Și vederea lui Dumnezeu n-a fost ca vederea oamenilor. N-a zis, ce e ticălosule? Nu, n-ai făcut destule răutăți? Ai vrut să mă vezi? Hristos spune ceva extraordinar. Coboară-te de grab. Astăzi o să vin în casa ta. Iubiților, a coborât Zaheu cu bucurie, a fugit acasă și a pregătit întâlnirea cu Hristos. Bineînțeles că mulțimile au început să comenteze. Frate, te duci la ticălos. Amintiți-vă că nu-i prima dată. Oamenii văd altfel, ar dori să-L învețe pe Dumnezeu cum trebuie să comporte cu păcătoșii. Să-i trăznească, să-i ardă, să-i... Dar nu toți păcătoșii rămân păcătoși. Practic, calendarul sfinților s-a umplut de păcătoși care s-au convertit și Zaheu, slavă Domnului, a fost unul dintre ei, iubiților. Când s-a întâlnit cu Hristos față către față, Zaheu spune, Doamne, intră în casă, îți dau și eu ceva, te rog, păzește-mă, dă-mi să mulțesc bogăția. Nu. Ce zice Zaheu? Jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Exegeții, cei care studiază cu lupa, cu microscopul electronic, Biblia, au găsit în aceste două lucruri, practic, esența pocăinței. Nu-i destul să lași ticăloșia. Trebuie să corectezi ce ai stricat în trecut. Că spun că da, mie îmi pare rău, Doamne, dar să nu te atingi de averea mea, eu vreau în continuare să rămân cu averea mea. Deci ce s-a întâmplat? Am citit, am căutat, am scormonit și am aflat că de fapt Zaheu a rămas lipit pământului. Când au aflat evreii că e rost de întors înapoi, s-au dus toți la el și au găsit pricini și el a dat toată averea lui. Și l-a urmat pe Hristos din vameș, din ticălosul mai marele vameșilor, ajunge apostol al lui Hristos. Evreii l-au urât inițial pentru că le lua banii și după aia l-au urât că l-au urmat pe Hristos. Dar ura a doua, iubiților, este mântuitoare. Ura din tâi n-are valoare în ochii duhovnicești. În schimb, ura a doua este fericirea a noua de la liturghie. Fericiți când veți fi prigoniți pentru mine, pentru adevăr, că dacă sunteți amendați și prigoniți pentru ticăloșii, asta meritați. Dar când veți fi prigoniți pe nedrept, ca Hristos pe cruce, abia atunci încep să dobândești valoare duhovnicească. Astăzi vorbim foarte mult de bodybuilding, de salon de înfrumusețare, exterioară. Nu e lucru rău, e foarte bine să faceți lucruri cumpătate, e cumva să vă menține sănătatea fizică, e lucru frumos, important. Vorbim de cursuri de dezvoltare personală, oamenii vor să se dezvolte, nu e lucru rău.
Dar toate aceste lucruri fără credință sunt pieritoare. N-au valoare decât până la ieșirea sufletului. Dar sunt lucruri, iubiților, soul building, să ne ocupăm un pic de suflet, de salon de înfrumusețare interioară de care se ocupă biserica. Aceste lucruri merg împreună cu noi în veșnicie. Și iată, noi de aici trebuie să ne pregătim pentru veșnicia care ne așteaptă. Omul conectat la har, unit cu Dumnezeu, are perspectiva vulturului. Omul fără Hristos, fără Dumnezeu, are perspectiva cocoșului, care e mulțumit cu curtea lui și cu 5-6 găini cât îi rânduiește Dumnezeu. El e fericit acolo. Dar niciodată nu-l va înțelege pe vultur care zboară pe sus și vede înălțimile. Omul fără credință rămâne la suprafața lucrurilor sau caută apă vie în fântâni otrăvite și nu vede lucrurile în ansamblu. Nici pe dăruitorul creației, nici pe dăruitorul existenței sale. Și nu-i recunoscător față de Dumnezeu, că pe El l-a creat așa cum El, deosebit, nu-i nimeni ca El, un om excepțional, care poate ajunge să se înrudească cu cerul, cu Dumnezeu însuși. Rămâne la nivel de gândac, de bălegar. E mulțumit cu bălegarul. Papă și se culcă. Atâta activitate are. Poate face puține exerciții sau mai anumite lucruri în plan trecător. Hristos, iubirea desăvârșită și atotcunoscătorul, l-ați văzut pe Zaheu înainte să se urce în copac. A văzut transformarea lui și s-a bucurat, iubiților. Pentru că, vedeți, pilda fiului risipitor sau fiului pierdut, oaia rătăcită, drahma pierdută, toate aceste lucruri, spune Hristos, sunt date pentru că se descopere dorul lui Dumnezeu după mântuirea omului. Căci sfârșitul Evangheliei de astăzi ne spune că tocmai de aceasta a venit Hristos, ca să caute și să-l mântuiască pe cel pierdut. Zaheu și-a pornit motoarele, n-a ținut cont ce zic ceilalți, și-a dobândit avere, putere și plăcere. Și-a dat seama că nu-i destul. Era băiat isteț și-a văzut că nu-i tot, îi mai lipsește ceva. Și când l-a aflat pe Hristos, a pierdut totul și a câștigat totul. Amintiți-vă, este o pildă frumoasă în Evanghelie. Mântuitorul spune, asemănatul s-a împărăția cerurilor cu un căutător de piete prețioase, care aflând un mărgăritar de mult preț, a vândut tot ce avea și a cumpărat acel mărgăritar. Iar mărgăritarul este Hristos. Hristos este împărăția cerurilor. Hristos este cheia ușii cerului. Hristos este calea către Tatăl. Și cine se unește cu Hristos ajunge fericit în vecii vecilor. Zaheu își schimbase direcția. Și-a lăsat trecutul și-a reparat ticăloșia proprie. Iar tâlcuirea duhovnicească, iubiților, este următoarea. Tot omul preocupat exclusiv de avere, putere și plăcere, de robia semților, trăiește în cele trecătoare, pieritoare, care trăiește, este mic de statură și nu-l vede pe Hristos. Abia când iese din robia simților, din mulțimea necredincioasă și se ridică în copacul virtuților, prin dorință arzătoare și prin fapte, îl vede pe Hristos, dar este văzut la rândul lui de Hristos. Află mărgăritarul cel neprețuit, Iisus Hristos, calea, adevărul și viața. Viața lui capătă sens, nu-l mai tulbură cele ale veacului acestuia, furtunele, ispitelor, încercărilor, bolilor, suferințelor, pagubelor și veștilor de război și alte temirce lucruri, pentru că el stă pe o stâncă, pe o temelie a casei sufletului, este pe ceva neclintit. Și l-are pe Hristos oaspete în casa inimii sale. Iar cine l-are pe Hristos în inima sa, este biruitorul lumii și devine cu adevărat Zaheu. Vă amintesc că Zaheu înseamnă curat, pentru că împărăția cerului este pentru cei curați. Nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Nu uitați, vă reamintesc încă o dată, pentru ce a venit Hristos, ne descoperă Evanghelia de astăzi, să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Amin.